frați creștini cu iubire, uniți-vă în rugă și cânt la jertfa pe care o aduce Hristos, mielul vrednic și sfânt. Treimei sfinte să-i dăm slavă, în care celebrăm a Domnului tainică moarte și a Lui învieri o cântăm. Prin jertfa cea mare și sfântă, prea bunul și blândul Iisus ne-aduce din cer mântuire și har de la Tatăl de sus. Treimei sfinte să-i dăm slavă, prin jertfa în care Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Din partea ta îmi spune inima, căutați fața mea. Eu caut fața ta, nu-ți ascunde fața de la mine, aleluia. Dragi credincioși, suntem în duminica a șaptea a Paștelui, duminică în imediat apropiere a solemnității coborârii Duhului Sfânt. Duminică care ne pregătește pentru acest eveniment și prin lecturile sfinte și prin momentele de rugăciune. Așadar, să ne dispunem și noi sufletește, să facem loc Harului lui Dumnezeu în viața noastră, pentru ca Duhul Sfânt să ne schimbe viața și să ne orienteze tot mai mult spre Dumnezeu. Acum să ne recunoaștem păcatele ca să luăm parte cu vrednicie și la Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Doamne Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiul Tatălui, care e asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care e asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preanalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a lui Dumnezeu Tatăl. Simțim că El rămâne cu noi până la sfârșitul veacurilor, după cum ne-a făgăduit. El, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Într-un cuget stăruiau în rugăciune. Lectură din Faptele Apostolilor. După ce Iisus s-a înălțat la cer, apostolii s-au întors la Ierusalim, de la muntele numit al Măslinilor, care se află aproape de Ierusalim, cât un drum în zi de sâmbătă. Când au intrat, au urcat în încăperea de sus, unde obișnuiau să se adune. Erau Petru și Ioan, Iacob și Andrei, Filip și Toma, Bartolomeu și Matei, Iacob, fiul lui Alfeu, și Simon Zelotul, și Iuda al lui Iacob. Toți aceștia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Cuvântul Domnului. Cred că voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celor vii. Cred că voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celor vii. Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine mă voi teme?
Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Cred că voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celor vii. Un lucru cer de la Domnul și pe acesta îl caut, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să privesc frumusețea Domnului și să vizitez sanctuarul său. Cred că voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celor vii. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, îndură-te de mine și răspunde. Din partea ta îmi spune inima, fața mea căutați-o. Cred că voi vedea bunătățile Domnului pe pământul celor vii. Lectură din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Petru. Prea iubiților, întrucât participați la suferințele lui Hristos, bucurați-vă, ca să puteți tresălta de bucurie și la revelarea gloriei Lui. Dacă sunteți batjocoriți în numele lui Hristos, fericiți sunteți, pentru că Duhul gloriei și al lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Dar nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau hoț, sau răufăcător, sau ca intrigant. În schimb, dacă suferă ca un creștin, să nu se rușineze, ci să-L glorifice pe Dumnezeu pentru acest nume. Cuvântul Domnului. Spune Domnul, mă duc și voi veni la voi și se va bucura inima voastră. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Mărire ție, Doamne! În acel timp, Iisus, ridicându-și ochii spre cer, a zis: Tată, a venit ceasul. Glorifică-L pe Fiul Tău, ca Fiul să Te glorifice pe Tine, pentru ca, precum I-ai dat putere asupra fiecărui om, să dea viață veșnică tuturor acelora pe care I-ai dat Lui. Iar viața veșnică aceasta este: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Cel pe care L-ai trimis, pe Iisus Hristos. Eu Te-am glorificat pe pământ, împlinind lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, glorifică-mă la Tine însuți cu gloria pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi fost lumea. Am revelat numele Tău oamenilor pe care Tu mi-ai dat din lume. Ai Tăi erau și mi-ai dat,
iar ei au ținut cuvântul Tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat este de la Tine, căci cuvintele pe care mi le-ai dat le-am dat lor, iar ei le-au primit. Și au cunoscut cu adevărat că am ieșit de la Tine și au crezut că Tu m-ai trimis. Eu mă rog pentru ei, nu mă rog pentru lume, ci pentru cei pe care mi-ai dat, pentru că sunt ai Tăi. Și toate ale mele sunt ale Tale, și ale Tale sunt ale mele, și sunt glorificat în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume, iar eu vin la Tine. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Să nu se rușineze, ci să-L glorifice pe Dumnezeu pentru acest nume de creștin. Hristos s-a înălțat. Dragi credincioși, se spune despre un ofițer că trăia ascuns pe insula Gam de aproape 3 ani de zile. Tocmai de atunci când japonezii au ocupat acea insulă în care el era ca refugiat. Și el căutase adăpost în deștișul pădurii tropicale, tocmai ca să nu fie prins și să locuiască mai apoi ca prizonier într-un lagăr. Spre seara zilei de 10 iulie a anului 1944, a zărit un vas american. A urcat repede pe un deal și s-a poziționat pe o stâncă. Apoi a scos din rucsac o oglindă mică. Ținând oglinda de margini, o înclina înainte și înapoi, reflectând razele de soare în direcția navei. Acest semnal a atras privirea unui marinar și o echipă de salvare a coborât de la bordul navei într-o barcă pneumatică și s-a îndreptat spre această insulă să cerceteze cazul. Și l-au salvat pe acest ofițer. El s-a bucurat că a avut oglinda și că a știut să o folosească. Și mai mult, că oglinda a cooperat. Să facem acum o presupunere. Ciudată, dar să o facem. Dacă acea oglindă nu ar fi cooperat, în loc să reflecte mesajul dinspre soare, să trimită propriul mesaj. La urma urmei, după 3 ani de izolare, cine ar mai fi atras atenția? O altă idee și mai trăsnită ar fi aceea a unei oglinzi nesigure. Dacă ar avea rațiune, oglinda, dacă se gândea în inima ei, dacă o să stric totul, dacă o să transmit erori și nu ceea ce intenționează stăpânul meu. În plus, sunt și ciobită și nu sunt perfectă. Cine m-ar asculta? La fel și autocompătimirea poate să iese în evidență. Am stat în rucsacul acestui domn timp de 3 ani și am fost cărată încolo și încoace. Și acum, dintr-o dată, se așteaptă să înfrupt strălucirea soarelui. Nu cred că voi putea.
Ce bine e că o oglindă nu are o voință proprie și nu are rațiune. Dar oglinzile lui Dumnezeu. Din păcate, noi oamenii, spun din păcate pentru că de multe ori nu folosim aceste daruri din partea lui Dumnezeu, rațiunea și voința, într-un mod corespunzător, spun din păcate, noi avem rațiune și voință. Însă, trebuie să știm înainte de toate că suntem și noi oglinzi care trebuie să reflecte lumina lui Dumnezeu. Suntem noi toți instrumente de heliografie cerească. Și principiul de bază al vieții fiecărui creștin ar trebui să fie acesta, să reflectăm slava lui Dumnezeu, gloria sa, așa cum am auzit în toate lecturile sfinte de astăzi. Spune Sfântul Apostol Paul într-una din scrisorile sale, noi, cu fața descoperită, reflectăm ca niște oglinzi strălucirea lui Dumnezeu și devenim din ce în ce mai strălucitori pe măsură ce ne apropiem și ne lăsăm transformați de imaginea pe care o reflectăm. Aceasta este lucrarea Domnului care este Duh. Astăzi Hristos în Evanghelie îl glorifică pe Dumnezeu Tatăl. Îi cere să-i dea putere ca să-și îndeplinească misiunea aici, pe pământ, prin care să se arate, practic, slava lui Dumnezeu, glorificarea sa, murind pe cruce și apoi înviind din morți și înălțându-se la dreapta Tatălui. Ce înseamnă lucrul acesta? Hristos ne dă un exemplu. Ce trebuie să facem noi aici pe pământ ca și pelerini spre cerul? În tot ceea ce facem, să îl arătăm pe Dumnezeu, să-l facem prezent pe Dumnezeu. Spune tot Sfântul Apostol Paul în prima scrisoare către Corinteni, orice ați face, faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Aceasta este menirea noastră pe pământ. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L iubim și să-L facem cunoscut și altora. Ori Duhul Sfânt pe care îl vom primi, ori de câte ori ne apropiem de Dumnezeu și avem inimile deschise, Duhul Sfânt pe care îl vom cinsti duminica viitoare, are tocmai acest rol în viața noastră. Să ne deschidă inima, să ne apropie de Dumnezeu, să ne dea putere să ne îndeplinim misiunea într-un mod autentic, personal, dar corespunzător planului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt are această îndatorie să ne lumineze pașii pe calea cea dreaptă, să facem tot ceea ce este bine prin care să reflectăm bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că știm care sunt atributele lui Dumnezeu, printre care și Sfânt, adică iubește binele și urăște rău. Ori noi, comportându-ne astfel, reflectăm bunătatea lui Dumnezeu. Așadar, plecând de la această sfântă liturghie, să ne facem planuri, strategii, zilnic, prin conduita noastră, prin viața noastră,
să-L arătăm pe Dumnezeu celor care poate nu-L cunosc, care poate se comportă ca și cum nu L-ar cunoaște, cu toate că știu, fiind creștini. Să reușim, în primul rând, noi să fim aceia care să-L arătăm pe Dumnezeu. Asemenea unei oglinzi care să reflecte lumina lui Dumnezeu. Pentru că, în primul rând, privind noi, devenim ceea ce Dumnezeu vrea de la noi și apoi, devenind, reușim să reflectăm. El este sursă. Noi suntem doar niște cioburi de sticlă argentată, niște oglinzi. El este lumina, noi suntem mijlocul prin care această lumină să ajungă mai departe pe acest pământ. El transmite mesajul, noi trebuie să-l reflectăm. Ca să primim puterea Duhului Sfânt, această forță cerească, Sfinții Apostoli și Sfânta Fecioară Maria ne învață astăzi să ne punem în genunchi, să ne unim în rugăciune, să avem privirea noastră îndreptată spre Dumnezeu și să-I cerem cu stăruință acest lucru. Doar așa reușim să dăm frumusețe vieții noastre, doar așa reușim să fim mulțumiți de viața noastră, împlinindu-ne menirea pe acest pământ. Aceea de a duce slavă lui Dumnezeu prin viața noastră, prin tot ceea ce facem. Duhul Sfânt să ne lumineze mereu pașii în alegerile noastre, ca tot timpul să-L alegem pe Dumnezeu și să-L descoperim și semenilor noștri. Hristos s-a înălțat! Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, nouă care nu știm să ne rugăm cum trebuie, ne-a fost dăruit Duhul Sfânt ca să locuiască noi și să se roage pentru noi cu suspine negrăite. Să ne îndreptăm spre El glasul cererilor noastre. Duhule Sfânt, Dumnezeu Creator, Apărător și Sfințitor, prin Tine s-a săvârșit întruparea Cuvântului lui Dumnezeu.
continuă lucrarea întrupării Lui în Sfânta Biserică și în fiecare creștin în parte. Stinge toată dușmania și neîncrederea dintre oameni, popoare și rase și transformă omenirea întreagă într-o mare familie. Arată-ți puterea în viața acelora care s-au dăruit slujirii lui Dumnezeu prin practicarea sfaturilor evanghelice. Eliberează-ne inimile de orice idolatrie, ca să înțelegem și să urmăm fiecare dintre noi chemarea pe care am primit-o de la Tine în această lume. Călăuzește-i spre lumina lui Hristos pe toți aceia care rătăcesc încă în întunericul acestei lumi. Readu-i la viața harului pe cei morți sufletește și călăuzește-i la fericirea veșnică pe toți cei răposați. Dumnezeule atotputernic și veșnic, ascultă rugăciunea fiilor Tăi și rămâi purul prezent în noi și între noi, luminându-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, prin Hristos, Domnul nostru. Pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește, Doamne, rugăciunile credincioșilor Tăi împreună cu darurile pe care ți le oferim, pentru ca, îndeplinindu-ne cu iubirea aceste îndatorii de fii ai Tăi, să putem ajunge în mărirea cerească, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău, sus în inimile. Dumnezeului nostru, vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. El, după înviere, s-a arătat în chip văzut tuturor ucenicilor Săi și în văzul lor s-a înălțat la ceruri.
ca să fim și noi părtași ai Dumnezeirii sale. De aceea, întreaga omenire mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie, împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri. Cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea ducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul Bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine,
Dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim oștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu preafericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoie și-a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care i-a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți spre Tutinde, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne dăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta, împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Oferiți-vă pacea. Yeah.
mielului Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului!
sunt al vostru frate, sunt cel mai bun păstor și pentru a voastră viață n-am pregetat să mor. Venim, Iisuse, venim cu toții, venim. Ascultă-ne, Dumnezeule, mântuirea noastră și dă-ne încredere neînclintită, că prin aceste taine preasfinte întregul trup al Bisericii va ajunge la gloria la care a ajuns Hristos, capul Său, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Bucură-te, Regina Cerului, aleluia! Înviat, precum a zis, aleluia! Bucură-te și te veselește, Fecioară Maria, aleluia! Să ne rugăm, Dumnezeule, care e binevoit să bucuri lumea prin învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, până te rugăm ca prin născătoarea Lui, Fecioară Maria, să dobândim bucuria vieții veșnice, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înger al lui Dumnezeu, care sunt încredințați prin cu blândul Iisus, câteva anunțuri. Colecta din duminica de astăzi este pentru susținerea presei catolice, astăzi fiind și Ziua Mondială a Presei. După amiază, la ora 15, se va desfășura marșul pentru familie pe traseul Parcul Copou, Piața Unirii, Grădina Publică Palas. Sunteți invitați să participați și dumneavoastră la acest eveniment, pentru a susține ideea de familie sănătoasă, definită prin valorile ei tradiționale. Marți, 3 iunie, la ora 16, în aula sinodală a Episcopiei de Iași, adică la subsolul catedralei noastre, va avea loc lansarea cărții Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, Iubirea umană în planul lui Dumnezeu. Este o carte de real folos pentru familiile creștine, dar și pentru fiecare persoană în parte. Așadar, vă așteptăm să luați parte la acest eveniment și să cunoașteți
din învățătura Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea. Că în fiecare an, în luna iunie, suntem invitați de biserică să ne apropiem mai mult de preasfânta inima lui Iisus, luând parte la Sfintele Liturghiei și la Sfintele Taine. Săptămâna aceasta avem și prima vinere de lună, zi în care cinstitorii novene inimii lui Iisus se vor putea reînnoi sufletește. În această zi vom merge și vom vizita și bolnavii. Sâmbătă, 7 iunie, seara la ora 20, tinerii organizează o veghe de rugăciune ca pregătire pentru solemnitatea Rusaliilor. Sunteți invitați cu toții la acest moment de comuniune spirituală. Cu câteva săptămâni în urmă am avut parte de o sărbătoare mare aici la Iași, ridicarea la cinste altarelor a episcopului nostru martir Anton Durcovici. Spre venerarea lui, biserica noastră locală de Iași o rânduiește în cadrul fiecărei liturghii de joi seara rugăciuni speciale îndreptate către Bunul Dumnezeu prin mijlocirea fericitului episcop martir Anton Durcovici și binecuvântarea cu relicva acestuia. Așadar, de acum înainte, ziua de joi este ziua dedicată cinstirii fericitului episcop martir Anton Durcovici. Și prin mijlocirea lui și prin mijlocirea tuturor sfinților, implorăm binecuvântarea lui Dumnezeu acum la sfârșitul acestei sfinte liturghii, dorindu-vă o după-amiază frumoasă și o săptămână cât mai rodnică. Hristos s-a înălțat! Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu.